N-avem mult timp, că le-am zis că merg până la Elena. Atunci hai să ne grăbim. De asta mai fel. Stai. Ce? Dacă vine Dan. Nu vine că a plecat. Stai un pic să le dau un mesaj, să le zic așa mai târziu. Nia, gata, dai mai târziu, e ok, Iubirea pe ascuns pare mai intensă. E ceva interzis, e ca o travă din care nu te poți abține să bei. Mărie, de cum respiri? Eu? Vezi că vorbești noaptea în somn. Ai, nu. Da, fără bea gheazmă dimineața. Hai de mama mea. Deci, iubita lui mama, să mai tai niște... Taie, prinde bine. Hai, mă. Doamne, capi, ce-ai făcut? Te rog eu frumos, vrei să nu te mai învârți atâta pe aici, că amețesc că mă uit la tine. Capi, ce ai făcut? Hai, zi odată, ce vrei să zic, zi. Gabi trebuie să sună la poliție. A trecut deja o noapte, trebuie să găsească fata. Și cum să spunem așa ceva, tu vrei să nu ne-o mai dea deloc? Nici nu mă gândesc. Gabi, trebuie să ne asumăm greșeala asta. Păi ție ți-e ușor să spui asta, Pavel. Ți-e ușor pentru că tu... Ai vrut mereu să scap de Roxy. Gabi, cum poți să spui așa ceva? E un copil! Măcar dacă o găsește poliția, în siguranță, așa, cine știe ce se întâmplă? Poliția nu o să o caute după 24 de ore. Ba, o să o caute, Gabi, e un copil. O să o caute dacă le spunem ce s-a întâmplat. Adică ce să le spunem? Că eu am pierdut copilul, nu? Pe noi ăsta adevărul. Da, pentru că eu sunt o proastă, nu? Și pentru că am pierdut copilul, că eu asta crezi că am vrut să pierd copilul, crezi că mie nu-mi pare rău că s-a întâmplat asta. Gata, Capi, gata, știu că n-ai vrut, știu. Ce faceți, boșilor? Pleacă-mă de aici, că n-am chef să tine acum. A, da? Păi, Roxy, hai să mergem. Roxy! Ce faci? Iubitica mea! Ce faci? Îmi pare foarte rău că te-am supărat. Mă ierți? Da. Să nu mai faci asta, să nu mă mai speri niciodată așa, ai înțeles? Pare rău. Știu, și mie pare rău. Nu pot să crezi. Mă rog, hai să o lăsăm pe Emma. Vreau să vă dau o veste. Am primit banii pe primele săptămâni de filmare. Bravo, mamă. Hai că acum ai și tu de un suc. Da. Mă lunțești mult acolo. Nu-i chiar de un suc. Mamă, n-am văzut. Uleu, câte zerouri. Uite-mă. Da. Ăștia-s banii de ăla? Da, sunt pentru primele săptămâni, o să fie și mai mulți. Bă, tu faci mișto de noi? Nu, e contul meu. Oleu! Bravo, bă, băiete! Bravo! Mersi, Dan, nu-i cazul să mai faci mișto și de data asta. Nu fac mișto.
Sunt mândru de tine, sunt chiar invidios, să știi. Și eu sunt mândră de tine, mamă. Și să nu uiți că de la început eu am fost aia care a crezut în tine și te-a sprijinit. Da. Nu ca alții. Da, mulțumesc. Și uite, mă gândeam de banii ăștia, aș vrea să cumpăr un cadou pentru Sia. Bravo, frumos. Cum să arunci banii pe aia? Mamă, e iubita mea, mi se pare normal să-i fac cadouri dacă e iubita mea. Și eu ți-am spus asta că m-am gândit că o să mă ajut, că ești totuși femeie. Hai, vezi de treabă, ce folos. Are aia gusturile mele, de unde pune? Mamă, mă superi. Bine, hai, gata, nu. Nu te supăra, o rezolvăm noi într-un fel. Când am cunoscut-o pe măta, mi-am luat de la băieții din port un set de ciorapi negri de nylon cu dungă. Am bubnit-o plânsul proastă. Te-am dat pe spate de așa. Mă? Zi, mă. Bă, mai am și azi o pereche. Că celelalte două le-ai rupt. Ce le-am rupt? Unule! Am fost generos, am fost, da. Nu mai e permis, că nu mai e. Descurc singur. Deci mâine o să avem un casting cu bărbați de 30 de ani. Ia uite, fiind mulți. Moni, castingul e pentru un serial, nu pentru tine. Mai vedem. Ce faci, Gagico? Ei. Hey. Răscoala masă? Da, normal. Ce drăguț. Păi și pe mine? Bine, da, hai să o luăm și pe ea, că stă pe aici și plânge că e singură. Ah, am înțeles. Hai, lăsim. Aolo, maica mea. Da, mamă. Ne scoți pe mine și pe Robi la masă? Stai puțin, nu ieșai cu Alice? A, ba da, dar acum că l-am chemat și pe Petru, nu vreau să mă mai duc eu. Stai, mă, puțin, mamă, ce pui la cale, că nu înțeleg. Ce fac? Vreau ca Petru să iasă cu Alice împreună. Te aștept. Mama. Doamne, ce mama. Ce a mai făcut? Ce a făcut? L-a păcălit pe Petru că o să iasă cu Alice și cu Robi la masă. Acum a sunat să mă duc eu să o iau și pe ea și pe Robi ca să rămână Alice cu Petru. N-am înțeles nimic. Dar ce crede că obține cu asta? Că o să se îndrăgostească de ea sau ce? Nu știu. E disperat. Asta știu. Da, ok. Deci nu mai ieșim la masă. Bine. Ne vedem. Da. Pa. Pa. Greu e cu femeile astea disperate. Tu să nu ajungi așa, Moni. N-ați mai ieșit la masă? Nu. A apărut o situație. Da. Da? Mm-hmm. Care? Mă, Gabi, mă. Gabi, mă, iar m-a scos pe mine vinul bat. Dacă nu vorbeai tâmpenii, nu eram în situația asta. Ce tâmpenii, Pavel? Ce tâmpenii? N-ai zis tu că nu mai vrei adopția asta? Eu doar i-am spus lui Roxy ce știam de la tine. Gabi, e un copil. Cum credeai că o să reacționeze? Da, că-ți și pasă ție de ea. Da, Gabi, îmi pasă. Îmi pasă. Chiar dacă am zis la început că nu vreau adopția asta, acum am răzgândit. Na. Ești mai schimbător ca vremea. Dacă știai ce vrei de la viața asta, nu mai ajungeam în situația în care suntem. Da, mă. Mm. Bună ziua. Să știți că eu, adică... O să vorbim imediat. Mie îmi pare rău, să știți că... Luați loc, vă rog, luați loc. Vă rog să... Negescu, familia Vorbi. Am vorbit cu Roxy. Vă iubește foarte mult. Asta e o minune. Hai să nu... V-am recitit dosarul. Și... aveți o situație materială bună. Ce să... Evaluarea a ieșit foarte bine. Roxy este o fetiță norocoasă. Și noi ce trebuie să mai facem? Nu trebuie să faceți nimic, dumneavoastră. Vom urgenta procedura cu dosarul. Okay. E clar că vrea să fie cu voi.
și o puteți lua acasă. Ce? Ce? O luați acasă. Ca să evităm evenimente ca acestea. Ce bine! E clar că vrea să fie cu voi. Păi și noi vrem să fie cu noi. Deci, începem procedura? Da? Da. Ok. Show me that perfect play. Să nu război. Dacă asta vrea, asta o să primească. Eu am încercat. Ce naiba m-am băgat? Ai văzut-o pe Lia? Trebuia să repetăm. Da. Ce? Cred că Lia nu e tocmai onestă. Adică? Asta e de curând. Nu pot să cred. Lia ne minte. Hei! Ce faci? Pentru ce ne facem? Că... cred că deja se prinde lumea că nu suntem certați. Atunci trebuie să ne grăbim să-l prindem pe Gianni. Da, bănuiește ceva, simt asta. Bine, bine, bine. Niște, o să fie bine. O să fie bine. Sper. Sigur. Că nu mai pot fără tine. Nici eu. Te iubesc. Iubirea ascunsă e palpitantă, pentru că te face să simți totul mai intens, mai puternic. Și că oricând te poate prinde cineva. Când trăiești o viață secretă, începi să te uiți mereu peste umăr. Orice pas greșit te poate da de gol. Așa că viața ta devine o cursă să-ți acoperi urmele. Am adormit. Petru, trezește-te! Ce? Am adormit. Da. E ceas. Doamne, m-a sunat Carla de 1000 de ori. Am uitat pe Silent. Eu fiind eu. Dar nu înțeleg cum am adormit. E, cum? Și tu acum. Hai! La baie? Eu prima. Tu îți făceai patul. Uite că am terminat, deci stă la rând. Sia, dă-te, că am nevoie la pat. Ne! Fă-mă să mă dau. N-ai chef de ceartă azi, bine? Am nevoie la baie, dă-te. Tu n-ai chef de ceartă? Nu? Tu, care voiai război, care făceai lucruri demonstrativ? Numai, gata? Ți-e frică? Sia,
Faci pe tine. Doamne, ești imposibil. Și că n-ai văzut nimic. Neața! Nu te-am auzit aseară când te-ai întors. Te-ai întâlnit cu Petru? Nu, nu m-am întâlnit cu Petru. N-a venit. Normal că n-a venit. Mie mi-a zis că vine. Te-a mințit, la fel cum ne-a mințit pe toți. Ce vrei să spui? Mama, trezește-te pe bune! Petru cu Lia nu s-au despărțit niciodată. Ce? I-am văzut cum se sărutau, i-am văzut cu ochii mei. Dar nu înțeleg atunci pe noi de ce ne-a mințit. Alo, alo! Tu nu știi să bați la ușă? Am nevoie urgentă la baie. Trebuia să-l văd, nu e normal? Păi și de ce ai mințit atunci? De ce ne-ai spus că ne-ai ales pe noi? Carla, Petru e soțul meu și nu renunț la el pentru nimeni. Ok, și toată povestea asta cu cearta, ce e? E măcar adevărată sau e doar un joc? Nu e niciun joc. Minți, Lia. Minți. Minți, eu te-am ajutat, am fost sinceră cu tine, da? Și tu așa mulțumești? Ok, nu voiam să te mint, mai ales pe tine, dar m-am gândit că dacă sunt aici, o să-l lase în pace pe Petru. Iar începi? Spune-mi tu că nu crezi că Gianni plănuiește ceva. Nu, nu cred. Carla, fii și tu sinceră cu mine. Fii sinceră cu mine, nu-mi cere doar mie chestia asta. Și nu mai fii atât de egoistă. Gianni plănuiește să-i facă ceva lui Petru. Îmi spune că vrea să aibă o relație cu mine și pe la spatele meu plănuiește să-l omoare. Ăsta e adevărul. Și m-am gândit că dacă vin aici o să-l lase în pace, pentru că-l iubesc. Bună. Cine ești? Cum te cheamă? Eu sunt Roxy și ea e G. Îmi pare bine. Ești simpatică. Mersi. A cui ești? A lui mami și a lui tati. Ok. Pa! E liberă baia. O să intri. Cum vrei. Robi și Roxy se înțeleg de minune, nu crezi? Sunt și de aceeași vârstă. Gabi, de ce ai adus-o aici? Familia ei, să-și cunoască și ea rudele. Ok, fără să mă anunți? Dar ce are dragă dacă vin în vizită cu ea, m? Până nu de mult asta era și familia mea. Tu habar n-ai cât de greu mie de când m-am mutat singură. Gabi, știu ce faci. Ce fac? Te bași cu forța în viața mea. Pavel, avem un copil împreună. Nu înțeleg de ce ți se pare anormal să vin cu el aici. Te rog eu frumos, nu te folosi de Roxy ca să mă manipulezi. E un copil, nu merit asta. Și te rog eu frumos să nu faci să se simtă singură. Vreau să simtă și ea în sfârșit că are o familie. Are și bunică, are și mătuși, și unchi, și verișori. Aoleu, Gabi, dacă nu te-aș cunoaște, aproape că te-aș crede. Știu cine ești. Eu înțeleg de ce te comporți tu așa cu mine, când tu ești la care ne-ai jucat pe degete și pe mine și pe Dana. Așa și acum te răzbuni sau cum? Roxy e doar un copil. Nu m-aș folosi de ea pentru asta, că nu sunt un monstru. Casa de copii.
foarte frumos, frate. Da, superb. Cine știe, poate peste câțiva ani o să am și eu unul. Da. Pentru binele nostru al tuturor ar fi ca tu să nu te reproduci. Da, eu aș vrea... Poate așa te mai maturizezi și tu. Da, ia uite ce bine a funcționat asta la Alice. Poate vrei să-ți dau una. Iartă-mă, te doare adevărul suriară? Hai mai bine să ne concentrăm pe problema mea. Așa e. Care e aia? Aceeași. Care zice că Petru și Culia, de fapt, nu sunt certați, știi? Da, ce nu înțeleg eu e de ce minte. Nici eu. Poate că nu minte, poate că s-au împăcat și după s-au certat iar. Nu, crede-mă, nu arătau ca doi oameni care s-au certat, s-au împăcat și apoi s-au certat iar. Erau direct pe treabă, dacă înțelegi ce vreau să zic. Înțeleg, da. Suriară, sincer... Dragoste adevărată. Uite, acum s-a umplut casa de copii. Hai mai repede. Uite, ia un loc, foarte comodat. Mulțumesc. Bine că m-ai luat de acolo, că dacă mai stăteam un pic, mă omoram în somn. Mai intrăm și la pușcărie. Păi n-ai fost deja la pușcărie? Ok, nu, hai să mergem în camera mea, te rog. Alice oricum face crize mereu. Uite, pentru răspunsul ăsta n-o să-ți plătesc masă. Asta e liniște, dragule, că oricum știu că nu prea plătești masă. Poftim? Mm. Ce? M-am laudat eu un pic așa. Șapte la ustună. Neața, faceți porumbeilor. Ați dormit împreună? Da. Da, doar am dormit, că se uita cam atent icoana de pe perete la noi. A avut mama grijă. Ce adorabil e. Da, îmi vine să-l mănânc. Cine știe, poate într-o zi o să devin mătușa lui. Hai mă, Dana. În fine, cum ați trecut de pază? Cu greu. Da. Dar chiar așa, că tot vorbim de pază, mama, unde? Din câte știu eu, e la biserică. S-a dus să dea acatiste să nu mă mai vadă pe aici? Termină. Mama n-ar face asta niciodată. E puțin mai protectiv atât. Vorbeați de mine? Da, te lăudam ce mamă bună ești. Mm-hmm. Mâncați că ați obosit azi noapte, nu? Suntem lihniți. Pentru răspunsul ăsta... Nu o să primești desert, e clar? Lasă, că desertul l-au mâncat azi noapte. Ați mâncat în pat? Dar puțin, că era târziu. Băi, tu ai noroc că mi-ai făcut un nepot, că altfel o primeai tu de la mine. Hai, mamă, că mai glumim și noi. Mă gândeam că poate totuși muți icoana din camera lui Sorin, ca să mănânce și ei, liniștiți. Nu mai era rost. O să vă luați zborul. Și mie nu rămâne decât să mă uit la voi. Să beau o țuică. Atât. Chiar nu știu ce să fac. Pată mea. Să faci întotdeauna. Numai ce... îți pune inima să faci. Oricum, eu și mata suntem aici. Întotdeauna. Neața. Neața. Ai venit iar să mă enervezi? Nu. Din contră. Ca să vezi ce frate bun sunt. Am venit cu niște informații. Ce? Știu ce fac Lia și Petru. Ce? Noi să zicem că e doar un plan asta cu cearta. Ca să-l prinde pe Gianni. Ca Lia să stea la el acasă și să-i câștige încredere. Dar de unde știi? Am sursele mele, mamă.
Poate ai înțeles tu greșit, mamă. Nu, mama, asta e. Doamne, de ce ar m-a luat de proastă? Alice, calmează-te. Doamne, deci stai puțin. Deci nu explică și mie că pot să fiu atât de proastă. Stai puțin, că poate nu e... Ești mulțumit? M-am gândit că e bine să-i spun. Da, mă, da, știi? Cine știe ce face acum? Cred că mai bine ai renunțat la evenimentul ăla, serios. Nu e nevoie. O să renunț eu. Ce cauți aici? Mă bucur că v-ați împăcat. Gianni. Nu, stai liniștit. Doamne, înțeleg. Sunteți tineri. Așa e. Te mai cer să te mai împaci. Uite, o să mă retrag. Până la urmă, pentru mine e așa un exercițiu de imagine. Pentru Carla, e foarte important să fie alături de sora ei pe scenă. Hei! Hei! Ai schimbat? Da. Am mai zis seama ceva? Nu vreau să mai vorbesc despre ea, te rog. Sia! Ce vrei? Aș vrea să-mi dai înapoi ce mi-ai furat. Tu iar începi? Dacă nu te știi vinovată, demonstrează-mi. Emma, pe bune, lasă-o în pace. Hai, demonstrează. Cum vrei, mă, să-ți demonstrez? Vrei să-ți arăt ce am în buzunare? Da? Uite, ia. E gol, da? Da. Arată-i și borseta. Ia, îți arăt și borseta. Cum să nu? Ia. Ia și uită-te. Convinge-te singură. Incredibilă. O să te convingi că nu o să găsești nimic. Te-am văzut de mult. Îți ofer ceva, o cafea, un amaret, o... Lasă politețurile. Avem de vorbit. Hai să vorbim atunci. Lia vrea să te dea pe mâna poliției. Nu. Cu siguranță ești geloasă. Ea nu o să renunțe la Petru niciodată. Decât dacă... Dacă ce? Nu o să-i fac rău fiicei mele. Și presupun că nu dorești ca Petru să pățească ceva. Nu. Dar atunci trebuie despărțiți. Cum? Cu forța.